Cristina, bine ai venit la LibFest, târgul online de carte și experiențe culturale organizat de Libris. Bine te-am văzut, în sfârșit. În sfârșit ne-am văzut, da. Și mă bucur că putem discuta. Și eu, din suflet. Cristina, tu ai o evoluție foarte interesantă, pentru că tu ești absolventă a facultății de medicină, ești medic de familie. Dar, în același timp, iubești extraordinar de mult literatura. Ai debutat anul trecut, în 2020, cu povestirea Într-o zi de decembrie, în antologia Siono, Nuanțe de piper și ciocolată. Iar anul acesta, hai să și arătăm, așa arată. Iar anul acesta ai publicat cartea de versuri, Scrisoare pe o floare de salcâm. Spune-mi, te rog, de când e pasiunea ta pentru literatură? Pasiunea mea, cred că de când mă știu. Totdeauna mi-a plăcut. Mi-a plăcut să citesc foarte mult, mi-a plăcut și mai târziu când am învățat literele, undeva înainte să încep la școală, mi-a plăcut... Am descoperit că le pot așeza și pot să scriu. Și cred că prima poezie am scris undeva în școala generală. Evident, poezie de ziua mamei, cam așa cum se făceau, ne dădeau nouă. Și faptul că învățătoarea mea de atunci, pe care eu am adorat-o din prima zi de școală, mi-a spus că îi place și că e frumoasă, m-a făcut să înțeleg că pot să leg cuvintele altfel decât le vedeam eu în cărțile de atunci. Deci acela a fost primul pas literar, prima ieșire la romanul. Da, adevărat că după aia n-am mai scris foarte mult, adică scriam câte ceva, dar așa nu pentru mine, n-aș putea să spun că am scris. Eram, în schimb, am participat la cenaclurile școlii. Cred că, hai să zicem, adevăratul primul debut, ca să spun, a fost când am undeva în liceu, când am participat la olimpiadele școlare de română, culmea, dădeam la medicină, dar mă duceam la română. Și știu că era atunci, era o antologie, Excelsior, în care se publicau texte ale copiilor care participau la olimpiada de român. Și știu că una din poezii, deci nu știu nici acum cum și unde a ajuns, practic s-a publicat în Excelsior. Poezie, mă rog, parțial patriotică, cum era la vremea aia, știi că nu puteai fără. Și ăla a fost practic prim debut în care am scris. În rest am preferat să mă ocup de cenacul în continuare și în liceu, să discut pe marginea textelor altora, ale mele. Pentru că niciodată n-am fost convinsă că textele mele sunt așa de bune. Totdeauna deci, încă de la început. Da, ceilalți știu mai bine, știi, totdeauna am zis așa. Ai fost foarte, foarte modestă în ceea ce privește talentul tău literar, care uite... Nu am avut. Da, încă și acum mă întreb. Deși mă gândesc câteodată mama mea, care nu ne laudă și îmi spune: Doamne, de unde ești tu așa talentată? Și zic, dacă mama zice... Mama știe. Da, întotdeauna. Da. Și cum se împacă medicina cu poezia? Pentru că am înțeles că merg în paralel, adică tu scrii... Se împacă, adică de multe ori... Știi, când vin acasă și astea, în poezie, în scris în general, mă relaxez, mă refac după zilele grele. Ies practic din toată încărcătura aia negativă pe care ți-o dă uneori munca la cabinet. Chiar se împacă. Scrisul este o relaxare, te relaxezi. Da. Și, de fapt, dacă stau să mă gândesc, sunt foarte mulți medici care scriu și scriu bine. Nu neapărat poezie. Da, da, da. Așa că se împacă. Se împacă foarte bine și ai demonstrat-o pe de-a întregul în acest volum. Spune-mi, te rog, cum ai ales titlul? Titlul este foarte, foarte diferit, foarte... Da,
Știi că am avut foarte mult până l-am găsit, până când a fost. Eu sunt din, noi suntem, ca și tine, suntem din generația aia veche, care nu folosea SMS-uri, nu avea avantajul veșnicelor emoticoane, care exprimă nu întotdeauna exact ce trebuie, dar mă rog, pot ține de cuvinte, că dacă te uiți pe Facebook, de exemplu, o să vezi discuții întregi numai cu emoticoane. Deci, discuții... Da, bine, discuții. Da. Da. Și știi că noi vorbeam, trimiteam scrisori în care acolo ne spuneam ceea ce simțim pentru cei dragi. Prin scrisori, nu... Da, clasica scrisoare. Regretata scrisoare. Regretata scrisoare. Eu îți că îmi lipsesc scrisorile și... Știi că eu încă mai scriu scrisori. Da, scriu. Da, și trebuie să mărturisesc că eu am primit una de la tine. De scris o scrisoare. Da. Înainte de scrisoare de mare de zalcă. Da. E, și plecând de la asta, m-am gândit, mi-am văzut poeziile așa ca pe niște scrisori. Mm-hmm. Deci, gânduri pe care le-am văzut ca pe niște scrisori speciale, scrise pentru cei care poate nu sunt atunci lângă tine, dintr-un motiv sau altul. Nu. Și trebuia să găsești ceva care să sugereze faptul că sunt niște scrisori care pot fi trimise fără să ai hârtie. Poți să ajungă undeva. Și atunci m-am gândit că e foarte frumos dacă le poți trimite pe petalele unei flori. Și așa s-a născut ideea de scrisori pe o floare. Acum, de ce de salcâm? Pentru că mie îmi plac salcâmii. Și de ce de salcâm roz? De salcâm roz? Asta să te întreb pe tine. Că primul salcâm, floare de salcâm roz, am văzut undeva într-o postare de-a ta. De asta e oricum. Și trebuie să mărturisim că un salcâm a înflorit de dragul tău. De dragul tău, de dragul poeziei tale. Da, și uite, așa am ajuns, pentru că florile de salcâm sunt extrem de fragile, sunt frumoase, dar în același timp extrem de puternice. Nici nu știi dacă lași salcâmii în voia lor, într-un anotimp, îți năpădezi grădina. Sunt extrem de tenace. Da, sunt extrem de tenace, adică sunt la fel de rezistenți ca și iubirea, de altfel. Ele sunt acolo. Dar de salcâm roz foarte rar, adică salcâmul roz este... Florile de salcâm sunt foarte rare. Regele salcâmului. Da, culmea este că eu chiar am un salcâm roz în curte, numai că este un alt fel de roz, este un mov cuit. Nu este ceea ce... știam și nu mi-am închipuit că pot să existe niște flori roz atât de frumoase ca cele pe care le-am văzut la tine. Foarte frumoase. Într-adevăr, și te-am zis? Sunt fotografiate pe copertă, deci sunt florile noastre de salcâm, ca să spun așa. Da, sunt deosebite. Suportul pentru poezia ta, suportul material și metaforic. Este o nuanță de roz cum n-am văzut niciodată. Cel puțin am văzut în realitate. Cât de important ți se pare titlul pentru un volum? Respectiv, foarte important. Foarte important. Mie, ca să fiu sinceră, mi s-a părut cel mai greu lucru la acest volum. Deci aveai poeziile și trebuia un titlu, da? Deci, nu poezia, nu știam ce titlu să-i dau. Deci mi-a fost totdeauna, mă gândeam, uite, dintr-un moment în altul trebuie să primesc totuși întrebarea, totuși cum se numește cartea? Și eu o să ridic din numeri și o să spun că se numește, nu știu, poezii și atât. A fost foarte, foarte greu. Cât de importante sunt pentru tine emoțiile în procesul de creație? Foarte importante. Că fără emoții nu pot scrie. Fără emoții nu pot scrie. Nu pot să adun cuvintele, să exprime ce vrei. Deci sunt niște rânduri care nu au efectiv nimic din ceea ce vrei să transmiți. N-au nicio legătură cu ce vrei să spui. Din contră, una este să scrii într-o manieră tristă, nu știu, nu neapărat că ești tu, că ești trist sau nu. Dar alta este ca ele să nu poată exprima nimic. Așa că emoțiile sunt extrem de importante. Emoțiile negative pe mine mă blochează. Deci tu scrii când mai o bucurie.
Nu neapărat, dar sunt niște, anumite emoții care te încarcă atât de negativ, încât nu poți. Nu poți să... Karma aia negativă, așa, care te blochează, îți blochează toate. Și dacă ai așa undeva un licăr de muză în momentul ăla, parcă nu mai dispare. Așa că emoțiile sunt extrem de importante. Da, sunt esențiale, da. Mai ales în cadrul poeziei. Exact, dacă ar mai pune să scriu... Nici o carte de telefon n-aș putea să o scriu fără emoții. Adică în momentul în care o scriu, dacă n-am știut așa, domnule, dar cine este X? De ce și-a dorit telefonul? Deci ceva, să știu despre... Hai de 4. Da, nu neapărat. Dacă e trist, dacă e fericit, chestii de genul ăsta. Deci emoțiile, cel puțin pe mine, personal, nu pot să... Deci, pentru tine, emoțiile sunt impulsul poeziei? Tu atunci scrii când ai emoții? Să știi, da, da. Mm-hmm. De multe ori, mai la un moment dat, într-unul din grupurile astea literare, a fost un fel de încercare, ne-au dat ca temă să scriem ceva pe o poză dată. Dacă poza aia nu îmi spunea nimic, n-am putut să scriu. Deci au fost câteva etape. Ca de exemplu, știu că chiar mi-aduc aminte că a fost am dat o poză cu Moș Crăciun. Iubesc Crăciunul, sunt îndrăgostită de Crăciun și îmi place. Dar poza aia, fotografia aia, mie nu mi-a spus nimic. Și ca urmă, nu poți scrie nici măcar o jumătate de vers. Deci contează ce-ți spune, că nu... Deci trebuie să fie un impuls interior. Un impuls, nu, da. Nu ceva venit din afară. Și pentru că suntem aici, spunem care este tematica poeziei tale. În general, după cum ai văzut, este o poezie de dragoste. Mm-hmm. În general, că pot să fie și altele. A fost chiar în o perioadă, m-am jucat, ca să zic așa, și cu poezia niponă. Mm-hmm. Am scris și haiku, dar nu pot să spun că sunt, deși unele chiar ne-au spus că sunt bunicele și că sunt bune și... Dar haiku este un gen care își cere timp. Și trebuie să scrii mult și să scrii ca să ajungi cumva. Este foarte greu să ajungi la perfecțiune în 17 silabe. Da, și atunci, da, e foarte greu. Cu toate și cu variantele care sunt, care o mulțime. Dar... în general, că scriu despre copii, că am scris câteva poezii și pentru copii, am scris și pentru așa, dar tot un fel de dragoste este. Da, bineînțeles, dragostea se manifestă în diferite... În toate fele. Că am mai abordat și tematici și anotimpuri ceva, dar în general este poezie de dragoste. Este greu procesul de creație? Îți vine repede muza la tine? Te găsește ușor sau sunt căutări? Depinde. Uneori s-a întâmplat pur și simplu să am așa, de la pornirea, să am toată poezia în minte dintr-o dată. Deci ai scris-o, în minte și pe urmă ai trecut-o pe hârtie. Da, le trec rapid pe ceva, am un carnețel. Dar nu pe hârtie, pe o petală de floare. Da. tu ai motivul floral în carte, nu este doar floral de salcâm, sunt și alte petale. Da, dar îl scriu pentru că de multe ori mi s-a întâmplat să am niște imagini care s-au adunat foarte frumos în vers și zic, las că îl țin minte, de obicei sunt în mașină, las că îl țin minte până acasă și până acasă a zburat și zburat a fost. Dar de obicei scriu, îmi vine în minte ceva, o idee, o las, o scriu, le sucesc, le învârtesc, sufer așa niște munci că și Hercule ar fi mic copil pe lângă cât chinuiesc eu poeziile până când mi se pare mie că totuși sunt bune de scos în lume, se scoate capul în lume, dar nu e ușor. Deci poate consider că este un proces dificil, este o muncă. Nu aș putea spune că sunt domnule, gata, scriu așa, ușor, cu ușurință, imaginile le am, dar ca să le aduc la ceva care să-mi placă mie, în primul rând, și să zic, haide că pot să-i dau drumul, durează. Deci tu nu scrii cu gândul la cititor. Tu construiești poezia
Și... O construiesc, ba, cu, deci de fapt cu gândul, și la, cu gândul la cititor, mm-hmm. pentru că eu zic că eu cel puțin asta îmi doresc. E un moment în care scriu și plec în să zic că nu pot să spun, domnule, cer e albastru. Eu vreau să știu, e albastru, de ce e albastru, ce nuanță, ai ce ansă. Ai trebuit formația de medic care dorește să afle și explicația. Da. Și vreau ca atunci când găsesc imaginea aia care să spună, cel care citește, să simtă măcar parțial ce am simțit eu. Mm-hmm. Adică să spună, domnule, uite, știi că așa era. Nu neapărat, de asta mă gândesc și la cel care citește. Dacă mă gândesc că dacă lui nu-i place ce citește, se scrie mult astăzi. Și sunt, de multe ori mi este imposibil să rezonez cu poezii bine primite de critică. N-am departe de mine gândul de a minimaliza importanța criticii literare. Dar sunt unele care eu nu rezonez cu ele. De niciun fel. Se pare ermetice, mi se pare, acum nu toți suntem niște barbu, știi, ca să... Dar de asta zic că în momentul în care scriu, eu vreau ca cel care citește să se regăsească în versurile mele. Și crezi că se regăsește? Care este impresia cred ta? Da. Cred că da. Acum câteva zile chiar m-am simțit așa un pic mândră, așa, când unul din colegii mei m-a sunat să-mi spună, măi, zice, eu nu mi-am închipuit, zice, că la ora asta mai pot citi ceva care să-mi placă. Deci și-am dat peste o poezie de-a ta. Zice, este extraordinară, îmi place, unde-ți găsesc cartea că o vreau. Da. Când nu mi s-a întâmplat să mă emoționeze versurile. Și m-am simțit foarte bine, ca să fiu sinceră, nu pot să spui că te simți bine când cineva îți spune că îi place. Eu cred că foarte multă lume se identifică sau simte emoția pe care tu o transmiți, pentru că e o poezie foarte, foarte sensibilă. Cine te încurajează în itinerarul tău literar? Știi că mă încurajează ai mei, în primul rând. Uh-huh. Soțul care mă lasă în pace să scriu și mă lasă acolo cu ale mele, nu zice nimic. Nu că e făcută mâncare sau nu, dacă eu am de scris și vede că mă lasă, de ce efectiv nu mă lasă. Și mama și sora mea, fiul meu poate, și fiul meu, deși el la început zice, Doamne, n-am știut că tu scrii așa frumos. El era... Uneori chiar... familia este cea mai critică, cei mai apropiați tind să fie mai critici decât străinii. Când am câte ceva de care nu sunt sigură, îi primit ei. Și discutăm așa și ea spune, uite, să știi că asta mi-a plăcut, asta mi se pare prea trist, asta mi se pare... Nu neapărat că a schimbat foarte mult, dar faptul că discut cu ea, pe mine mă ajută, că e, na, nu sunt sigură de mine atunci de ceva și zic, mă, poate că mi se pare mie. Dar familia. Și unde te simți cel mai bine? Pe ce teritoriu? Pentru că tu scrii și poezie, scrii și proză. Și eu n-aș putea să spun unde ești. Amândouă sunt extraordinar de frumoase. Cred că nici eu. Cred că mă simt bine în amândouă. Poate că poezia mea e mai aproape așa că m-am plecat, dar mă simt bine în amândouă. Proză, scriu, ai văzut, proză scurtă și uneori chiar foarte scurtă, dar mă simt bine, mă simt în elementul meu în amândouă. Pentru mine e important ce să scriu, știi? Nu neapărat. N-aș putea spune că mă simt mai bine pe teritoriul de poezie sau pe cel de proză. Uneori scriu câteva texte în proză care chiar îmi plac foarte mult. Și poezie tot așa. Deci nu, mă simt bine în amândouă. Pentru mine și, joaca cu literele. Da, cu și place o treabă excelent în amândouă. Deci amândouă domeniile sunt bine rezolvate, ca să spun așa. Am o prietenă care îmi spune, zice, nu că nu scrii frumos, dar mie îmi place cum scrii în proză. Bine, cred că sunt anumite persoane care citesc proză mai mult. Da. E preferință personală, până la urmă. Da, până la urmă așa e. Ce planuri de viitor ai? Ce planuri de viitor ai? Planuri literare, sigur. Să știi că, apropo de proză, chiar mă gândeam la un moment dat să încerc să-mi adun toate textele alea așa, unde le găsesc pe acolo și să încerc să mi le
să le cer, să le prelucrez și să, poate cine știe, poate chiar scot un volum de proză scurtă, poate. Că și poezia, dacă nu erați, nu erai tu și încă doi prieteni care au fost așa picătura chinezească pe capul meu, nu cred că aș fi avut curaj. Niciodată n-aș fi avut curaj să le adun și să le dau drum. Eu mă bucur foarte tare că ai avut curaj, pentru că rezultatul este fabulos. Este un volum extraordinar de bine scris. E, din toate punctele de vedere, e chiar o frumusețe. Și pentru că suntem la poezie, la volumul tău, te rugăm să ne citești o poezie preferată? Nu știu dacă am poezie preferată. O dar poezie dacă... pe care dorești să o dăruiești ascultătorilor. Hai să facem scrisarea pe o floare de salcâm. Așa. Privesc timpul cum își trece nepăsător, degetele printre amintiri. Nu mai știu unde ești. Nici nu știu dacă ai fost sau doar te-am inventat în povestea asta, pe care o șoptesc uneori în seriile când plouă, mai ales atunci când plouă, să nu mai simt dacă plâng eu sau doar salcând își scutură floarea ca o pecete de final peste o scrisoare de dor pe care tu n-ai să o citești niciodată. Este foarte frumoasă, dar cu o tentă tristă. Da. Vrem să citim scrisorile care ajung la noi și ne bucurăm să citim scrisorile pe care tu le-ai trimis și le-ai transmis prin aceste flori de salcâm metaforice. Da. Știi cum e că în general și când scrii scrisori, când scriam, întotdeauna scriai cuiva care nu era lângă tine și oricâte vezi erai și oricâte... Tot era... Nota aia de tristețe, că nu e acolo, că nu poți să-i spui față în față ce ai de spus. Poate de asta, dar totdeauna am așa la un moment dat, nu mai știu pe la ce poezie și a zis, mamă, s-a întâmplat ceva cu tine. De ce? Pentru că nu e tristă. Poezia asta este veselă. Ce s-a întâmplat cu tine? Cristina, așa îți mulțumim foarte mult și îți dorim mult, mult succes pe viitor și te așteptăm cu noi scrisori pe flori de salcâm sau pe alte petale. Da, și vă mulțumesc vouă celor de la Siono care ați făcut posibil visul meu.